L-ai văzut pe tipul de aseară? Ai văzut ce a făcut ăla la România au talent? Antonio, trebuie neapărat să vezi chestia asta. Deci fii atent, îți las aici un link, uite-te neapărat la el. Tipul ăsta la România au talent aseară a fost, mama, a fost nebunie curată. Salut, eu sunt Antonio și cam asta a trebuit să îndur eu în ultimele două zile. Din simplul motiv că majoritatea oamenilor au văzut la România au talent un moment artistic care ei cred că este un număr de magie și bineînțeles toată lumea a simțit nevoia să mi-l trimită și să-mi atragă atenția asupra lui, să mă întrebe ce părere am și să-mi arate cât de mișto e momentul în sine. Și dacă încă nu ți-ai dat seama despre cine este vorba, nicio problemă, îți spun chiar eu acum. Este vorba despre concurentul numit Stevie Star, pe care probabil l-ați văzut înghițind tot felul de lucruri și scoțându-le probabil. Acum, ca să fiu sincer, eu nu am apucat să văd încă momentul lui de la România au talent, în ciuda faptului că le-am răspuns tuturor că am văzut ce a făcut și că știam despre ce este vorba. Bine, de fapt am spus treaba asta deoarece Stevie Star a mai participat la America's Got Talent în 2010 și practic a făcut cam același lucru, în ideea că a luat anumite obiecte pe care le-a înghițit și le-a scos și e destul de mișto. Dacă nu mă înșel, cred că a și câștigat America's Got Talent în 2010. Nu sunt foarte sigur, am dat să caut pe aici filmarea cu el și am găsit cu el filmări de la America's Got Talent, dar din păcate nu am găsit informații legate de faptul dacă a câștigat sau nu. Dar acum haideți să vedem și o părere sinceră despre momentul lui Stevie Star și am pregătit chiar aici. De fapt, o să las doar o singură cască, ok? Hai să-i dăm drumul și să vedem ce a făcut bunul nostru Stevie. Ia să vedem, o secundă, să-i dăm play. Ok, hai să vedem. Salut, salut! Hei, Stevie! Bună seara! Hello! Ah, hello! I am Stevie. Stevie! I am from Scotland. Ce nume amuzant! Scotland! And I'm here to do the first time on Romanian television. Okay. So, ah, practic chiar e pentru prima dată în România, doar ce omul n-a mai venit la noi în țară până acum. No whiskey today, no. Okay. No whiskey, maybe tomorrow. Maybe tonight. So, I'm going to begin. Please. I have here four Romanian coins. Okay. They are marked number one, number two, number three, and number four. So, here is number one. I will swallow it. No. No, no. So, number one has gone. Uf, dar ce-am bătrânit omul din 2010 până acum. The whole budget of Romania. Don't swallow it. You will hear number two when he hits number one. So, there is number two. Going in. Mama. Cum se aude? Se aude, voi, ce fost? Yeah? And here is... Cum e momentul ăsta lui Filar să fie? Zici că-i pușculiță! And here is... Jesus! Number four. No way! So this is a bank of Romania. Eu cred că așa mănâncă și statul român banii. What number do you want me to bring you back? Three. Are you bringing number back? Three. Number three. Okay. Ba, stați o secundă că mă sună ceva foarte rapid. Alo? Ce faci, bro? Uite, filmez un vlog în momentul acesta, așa că prea pot să stau de vorbă. Bine, hai, fă-ți treaba acolo. Stai așa, foarte rapid, dacă tot m-ai sunat și tot așa, poate te și poate las cadrul ăsta în vlog. L-ai văzut mă pe Stevie Star la România au talent? Ce, pe cine să văd? Tipul care înghite lucrurile, de regurgitator. Da, îl știu. L-ai văzut la România au talent vineri? Nu l-am văzut la România au talent, dar îl știu pe tip. Ah. Mă rog, în orice caz știi despre ce este vorba, știi ce face, da, corect? Da, așa, bun. Da, da, da. Ok. Așa ca o părere, practic gen, omul nu, din punctul tău de vedere, ca magician, așa, el nu prezintă un număr de magie acolo, corect? Adică ceea ce face nu este un truc, da, nici un sens anume. Omul chiar asta face, înghite lucruri și cumva le scoate. Păi da, ăsta este un skill al lui pe care îl folosește în niște numere de magie, pentru că nu face numai asta. Adică are și niște numere, că nu știu exact ce a făcut la România au talent, dar l-am văzut pe tip, pe net. Eu fix adică acum mă uit la moment la numărul lui și până acum din ce a prezentat este ce a făcut și la America's Got Talent cu monezile numerotate 1, 2, 3, 4, de le înghite pe toate și după scoate te întreabă ce număr vrei să scoată, știi? Și...
ăla e truc. Bă, partea aia zici că este un număr de magie acolo. Păi da, eu așa zic. Da, da, și... Da, de fapt, ar fi destul de posibil faza aceea să fie făcută ca un număr de magie. Deci pe mine nu m-ar mira să fie cum o face el, știi, cum era cu bila de biliar, cu lacătul, cu cheia, cu nebunii ce mai prezenta el. Da, și ăla cu lacătul, cu cheia, ăla iarăși e tot truc. Păi da, da, omul le înghite, mă. Omul chiar le înghite. Păi da, chiar le înghite. Dar mod, dar nu. A, da. Cheia nu intră în lacăt în stomacul lui. A, am înțeles, gen, ce se întâmplă după în stomacul lui e altceva. Dar în orice caz, toată ideea că le înghite și le scoate în secunda următoare... Asta se poate. Asta este biologic, e posibil. Bă, cred că din punctul ăsta de vedere orice lucru ar fi posibil din punct de vedere biologic. Acum că e ce e normal sau nu, asta nu știu. Știi cum sunt tipii ăia, deși îndoaie ei mâna într-un mod super, super dubios? Da, 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 exact. E, asta mi se pare că e la următorul nivel. Adică e atât de ciudat. Cui pe lapte, pe ochi și de-astea. Da, bă, ăla mi s-a părut lejer, adică ăsta, din nou, la America's, din nou, la America's Got Talent, omul înghițise o bilă de biliard pe care a scos-o după. Da, asta și cred că o face și în filmarea asta, deoarece văd că are o bilă de biliard pe masă, pe lângă multe alte propsuri. A, să înțeleg că nu s-a terminat filmarea. Sunt la minutul 1 și 52 de secunde din 10 și 41. Aha, aha, am înțeles. Foarte tare, foarte tare. Să-mi dai și mie o părere după aia. Bă, cu mare drag, dar să vedem. Momentan pare că ar face chestiile pe care le face el de obicei, deci... Ce poate să fie... Deci nu poate să fie decât altceva decât impresionant, știi ce zic? Da, da, da. E foarte tare ce face omul, adică chiar și dacă nu e... Chiar dacă nu le înghite pe bune și e doar... E, totul e truc, tot mi se pare foarte mișto. Este, este un moment foarte tare ce face tipul. În orice caz, original, asta este clar. Asta clar, asta clar. Deci, din asta punct clar. De vedere originalitate, omul a doborât orice se are poate 10. Pe domeniul ăsta. Are 10, băiatul, da. Este, este. Ok, hai, te sun mai târziu după ce termin și eu filmarea și vorbim atunci. Spor regulă? Acolo. Spor acolo. Ok, mersi, ceau. Te-am pupat, pa, pa. Așa, acum că am rezolvat și asta, să revenim înapoi la filmarea noastră și play. Ups, stai că l-am mers. Și play. Așa. Ok. Aolo, râsul ăla lui. Zici că este Mickey Mouse. Numărul 3. Deja lumea l-a autorat la public, toți sunt, cum Doamne iartă, nu poate să facă treaba asta. Ok. Aoleu. Râsul ăla lui. Would you like one or four? Number four, please. Coming up. Ok. There we have number four. Shall I just bring up number one? Of course. Cea mai mare greșeală a vieții mele în momentul ăsta este că am ales să mănânc înainte de a filma acest vlog. The bank is closed. Asta e comisionul. I'm going to open the bank with a billiard. Și acum introduce bila de biliard. No. The ball is going in. Number one is coming up. Ai, 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 mamă, 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 mamă. Coming back. Ball in, money up, ball back. Ce poate să fac omul ăsta cu gura? Este absolut incredibil. No, 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 no. Oh, it's very, very, very ball. Oh, asta e imposibil. Ok, știi, o secundă, o secundă. Stai puțin, stai ceva, am pus puțin pauză, deoarece ceva nu este în regulă. Lipsește ceva din toată imaginea asta. Și asta lipsea. Mult mai bine, parcă acum se potrivește, nu? Ok, hai să dăm play în continuare. Și start. Și omul a scos moneda. Dar el, să nu uităm, în continuare are bila de biliard în stomac, ok? Hai să vedem și... Oh! Nu cred așa. Oh, hello! Nu cred, nu cred. Ok, hai să ne oprim aici.
deoarece o să mai dau eu foarte rapid câteva skipuri să văd dacă face ceva nou. Din nou, din ce am văzut până acum, în momentul de față pare că este cam ce face, ce a făcut și până acum la America's Got Talent. Ok, asta o știu. Ok, i-a chemat pe Smiley și pe Pavel. A scos Sara, în regulă, da, știu și partea asta. Ok. Da, cam tot ce a prezentat în momentul lui de la reuniunea talentă știu, deoarece sunt exact aceleași lucruri pe care le-a făcut și până acum la British Got Talent, la America's Got Talent și alte apariții TV pe care le-a mai făcut omul. În orice caz, ce face omul, trebuie să recunosc că este foarte tare. Eu personal, adică dacă stau puțin și analizez fiecare detaliu din punct de vedere, pardon, din perspectiva unui magician, pot spune că într-adevăr sunt anumite momente în care presupun că ar face un număr de magie, dar cumva parcă din plăcerea și din de dragul entertainmentului, aș prefera să cred că omul chiar înghite acele lucruri și omul chiar cumva le scoate și le vomită el într-un mod anume. Nu știu exact cum naiba reușește să facă treaba asta, adică din nou, partea cu înghițitul și scosul e cât se poate adevărat, adică omul chiar face treaba asta. Acum că acum legat de felul în care scoate monezile sau desface lăcățelul sau scoate sarea pe gură sau... Într-adevăr, acele lucruri ar putea fi numere de magie. Ar putea să fie niște trucuri. Nu pot să-mi dau seama, nu sunt sigur de treaba asta, adică din nou, aș prefera să cred că omul chiar poate să facă treaba asta pe bune. Pentru că mi s-ar părea mult mai tare decât să fie... Bine, oricum, din nou, toată partea cu înghițitul și scosul numai însă și chestia asta este super mega impresionantă. Oricum, dacă primul episod din noul sezon de la România au Talent este atât de tare, chiar sunt curios ce o să fie și în episoadele următoare. Și ca să concluzionăm acest video, pentru cei dintre voi care nu ați văzut momentul lui Stevie Starr de la România au Talent, vă recomand să-l vedeți, puteți să găsiți un link în descrierea acestui video, doar uitați-vă puțin mai jos, dați scroll pe pagină și este chiar acolo descrierea, o să las acolo linkul atașat. E foarte tare, adică din nou, din punct de vedere ca și originalitate, este un moment foarte frumos. E foarte tare, este cu adevărat entertaining și chiar te ține în scaun destul de tensionat. Doar să aveți grijă să nu mâncați ceva înainte. Eu am făcut greșeala asta și acum, sincer să fiu, regret tare, tare mult. Și un ultim lucru, înainte să închid acest vlog, este mai mult un mesaj pentru cei de la România Talent. După ce ați luat clipul cu Stevie Starr și l-ați încărcat pe YouTube, credeți că titlul Înghițitorul de lucruri era cea mai bună opțiune pe care puteți să o puneți? Adică chiar nu aveți altă idee sau altă opțiune? Ceva? Orice? E bine, asta a fost și cu Stevie Starr, participantul de vineri seara de la România au Talent, care se pare că a nebunit toată țara cu talentul lui extraordinar de a înghiți lucruri. V-am lăsat și ne vedem în câteva zile cu un vlog nou, un episod nou, o poveste nouă și orice, orice putea să introducem nou. La revedere!